Aș dori și eu să vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Suntem aici să recinstim memoria omului și marului istoric Gheorghe Buzatu. Eu l-am rugat pe domnul profesor universitar Dr. Scurtus să modereze dânsul această manifestare. A fost foarte aproape de dânsul. Cred că este în cea mai mare măsură. N-am organizat niciun fel de scenariu pentru această dezbatere. Am lăsat ca lucrurile să curgă de la sine. Asta m-a întrebat și domnul profesor. Fiecare să, dacă simte nevoia, și mă sigur că o va simți, să le evoce așa cum l-a cunoscut, ca om, ca istoric, în cuvinte puține și simțiteam. Să rog pe domnul profesor Scurtu să preia. Editura a avut grijă să ne dea doar, cum să spunem,
la contul, după care a uitat să ne mai dea drept de autor. Mi-aduc aminte că odată la târgul de carte, astea vreo 3 ani, am văzut cartea cu o altfel de hârtie decât cea inițială. Și domnișoara care era acolo a spus că s-a tras recent încă un tiraj de câteva mii de exemplare. A rugat-o să dea și mie un exemplar, a zis că nu, că are cu gestiune, nu poate să-l dea. Așa că, prețul fiind destul de pipărat, așa a trebuit să cumpăr ca să am și ediția, de fapt nu ediția, tirajul, al treilea sau al patrulea. I-am spus lui Gheorghe Buzatu, dânsul cu generozitatea caracteristică, și lasă, bre, nu-ți face griji, că nu ne bogățim noi cu cartea asta. Sigur, nu ne bogățim, alții au grijă să fie foarte grijulii atunci când este vorba de autor. Sigur, Gheorghe Buzatu este, înainte de toate, un foarte mare istoric, care a îmbogățit istoriografia românească cu lucrări fundamentale. Aș aminti faptul că teza lui de doctorat se referea la petrol, trusturile internaționale și petrolul românesc. După care a publicat mai multe cărți și până la urmă o monografie privind petrolul, istoria petrolului, nu numai românesc, ci și în general istoria petrolului în lume. Apoi, sigur, foarte renumit este prin cărțile pe care le-a publicat despre cel de-al doilea război mondial și despre Antonescu. Dar în același timp a fost autorul unor studii, lucrări despre Mihai Eminescu, despre Xenopol, despre Iorga mai ales. A inițiat o colecție români în istoria universală, în care a tipărit vreo 300 de peste, da, doamna Timpe, care știe foarte exact, da, de la oameni, unii dintre ei, publicând la dânsul pentru prima dată. Sigur că generozitatea lui i-a jucat și o festă, pentru că la un moment dat a publicat o carte de articole publicate în revista România Mare, care a generat un adevărat scandal național cu liste de condamnare și de cerere a Academiei, către Academia Română, de a fi destituit și până la urmă Gheorghe Buzatu a trebuit să-și prezinte demisia din funcția de director al centrului respectiv. Aș vrea să spun că Gheorghe Buzatu a fost și implicat în viața politică. Îmi aduc aminte că eram la Focșani, era Conferința Națională a Societății de Științe Istorice. Eu eram președinte, dânsul făcea parte din conducerea societății și la un moment dat a primit în timpul desfășurării lucrărilor conferinței un telefon de la București. Mi-a spus că era la telefon Vadim Tudor, care voise ca el să fie, Vadim Tudor, vicepreședinte al Senatului. Celelalte partide s-au opus, fiind socotit Vadim Tudor un naționalist, un șovin, un dușman democrație și așa mai departe, și atunci Vadim l-a propus pe Gheorghe Buzatu. Și Buzatu a trebuit să plece rapid la București și a fost ales. În această calitate l-am vizitat de mai multe ori la biroul lui, de vicepreședinte al Senatului, care era chiar biroul Ileniei Ceaușescu. Și cu această ocazie am văzut și eu ce se spunea cu robinete de aur, cu luxul și de sfârâul nemaipomenit. Nu. Era un birou obișnuit, cu o baie obișnuită, cu ce se poate numi extrem de banal. Fusesem la Banca Națională a României și comparam biroul guvernatorului Băncii Naționale cu biroul vicepreședintelui Senatului, fost al Ileniei Ceaușescu, și trebuie să spun că biroul guvernatorului era de-a dreptul somptuos comparativ cu ceea ce se spunea că era luxul și desfrâul Ileniei Ceaușescu. Aș vrea să mă închei prin a spune că în ziua
de 19 mai, eram împreună la Botoșani, la o manifestare care se ține de vreo 40 de ani, datorită unei doamne foarte stăruitoare, care susținea sus și tare că nu poate să se desfășoare zilele culturii, săptămâna culturii bârlătene, fără buzatul și fără scurtul. Și atât de insistentă a fost încât mereu am mers. Și inclusiv în acela. Dimineața am participat la o lansare de carte a unor colegi din Bârlat. După aceea a fost un simpozion la care dânsul am vorbit în verba obișnuită. Am mers la masă, la restaurant. Era o căldură groaznică, n-am consumat decât apă minerală, pentru că nu se putea bea pe căldura aceea. M-a condus la gara, eu plecând cu trenul spre București, dânsul împreună cu un coleg spre Iași, urmând să ne vedem în zilele următoare, pentru că luni, doamna Chiepte aici de față, până la 11:30, să-mi dea telefon că a murit buzatul. Ceea ce pentru mine era cu totul și cu totul de neconceput. Dar asta este viața, așa suntem cu toții, și acelei doamne de la Bârlat, care susținea și anul ăsta că nu poate să se desfășoare săptămâna culturii bârlădene fără mine, i-a spus lăsați că zicească și fără buzatul, așa că se poate desfășura. Și am ajuns la concluzia că atunci când ajungi la o anume vârstă, trebuie să mai pui și o anume frână până a fi mereu prezent în foarte multe locuri. Dar sigur că atunci când este necesar și sufletește necesar, ca în cazul de față, sunt prezent și voi fi prezent și cred că Gheorghe Buzatu merită această omagiere din partea noastră. Pentru că domnul director, aș spune, al acestui centru de cercetare, domnul Buga, a spus că nu există nicio listă și chiar nu există nicio listă, am rugămintea ca cei care doriți să luați cuvântul și cred că veți fi mulți aceia, să nu depășiți 5 minute, pentru că poate sunt mulți de vorbit și de multe ori vorbind mai puțin spunem lucruri mai exacte decât vorbind mult și existând pericolul, aș zice, al diluării. Așa că cine dorește să înceapă, domnul profesor.